Și întotdeauna am zis că să îți regizezi propria viață, adică să fii și actor, să fii și în rol de observator, și observatorul este regizor, cred că este cel mai greu lucru de făcut, adică așa să regizezi un film, o ficțiune sau un documentar e mult mai ușor, dar să ajungi să-ți regizezi propria viață e mai greu. Am cunoscut o perioadă frumoasă, asta până pe la vreo 18-19 ani, urmând ca să vin așa niște evenimente nu foarte bune, și atunci am cunoscut o parte din prăpastie. A fost cunoașterea mea în trepte, pentru că eu cred că nu putem să ne cunoaștem așa dintr-o dată, și dacă ne-am cunoaște dintr-o dată și spunem ok, gata, m-am trezit dimineață, știu cine sunt, cred că ne-am plictisit foarte tare de noi înșine. Cred că și dacă spunem că ne cunoaștem și ne știm, nu cred că ăsta e adevărul, nu știu, al vieții noastre. Poate să fie doar adevărul din momentul acela pe care îl cunoaștem despre noi. Oamenii norocoși sunt aceia care, bine, sunt mai multe categorii, dar printre care și oamenii care se gândesc și văd partea frumoasă a lucrurilor. Păi cu frică mergi mai departe. Atâta vreme cât avem două mâini, două picioare, un cap și suntem sănătoși și în deplinătatea mentală, să spun așa, și putem să gândim corect și să avem o bunătate acolo în inimă, eu cred că toți putem să facem orice ne propunem. Știi cum e? Trebuie să mai înveți și să o joci în viață. Acum, dacă o femeie vine la tine și ea are dragul ăsta și nu vine neapărat cu gâlceavă, cu agresivitate, să mă știu, și vine să-ți povestească lucruri. Acum tu, dacă vrei să o asculți, o asculți și intri în jocul ei și e foarte fain. Adică de ce să nu o asculți? Dacă e omul ăla fericit că îți povestește, lasă-l mă să-și trăiască fericirea. Nu te împotrivi că nu ai tu chef. Așa că bărbații ar trebui să fie mai îngăduitori cu femeile de lângă ei.